Astăzi, pe 1 februarie 2024, la sediul Organizației Partidului Social Democrat, a avut loc o conferință de presă în care președintele social-democraților, Vasile Iliuță, a anunțat că intenționează să-și continue candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, iar Marius Dulce, primarul municipiului, își exprimă intenția de a candida pentru funcția de primar. Am spus, comasarea alegerilor pentru noi înseamnă un câștig la nivelul județului Călăraș, pentru că avem o cheltuială mai mică și putem să spunem să ne mobilizăm pentru amândouă rânduri de alegeri, și pentru europarlamentare și pentru locale. Chiar dacă se pune preluarea mandatului după 4 luni de zile de la înscrierea în competiție, chiar dacă va fi cu întârziere, cred că putem să așteptăm să intrăm în preluarea mandatului următor, pentru că Constituția spune clar, la 4 ani încetează un mandat de ales local. 4 rânduri de alegeri înseamnă europarlamentare, locale, parlamentare, prezidențiale primul tur și prezidențiale al doilea tur. Deci sunt 5 rânduri de alegeri și noi încercăm acum, chiar dacă va fi o economie la bugetul național, pentru noi înseamnă să ne mobilizăm în 3 competiții, ar însemna să avem europarlamentare cu locale, parlamentare cu primul tur la prezidențiale și, de ce să nu spun, și al doilea tur la prezidențiale, o mobilizare pe care fiecare partid și-o face. Primele lucruri care se întreabă la nivel național, președinte de Consiliu Județean dacă rămâne în continuare să candideze și primarul de municipiu, reședință de județ. Iar restul candidaților se stabilește de către biroul politic județean. Eu am confirmat că eu merg la președinte de Consiliu Județean pentru încă un mandat, iar Marius Dulce mai merge încă un mandat pentru primar al municipiului Călăraș. Avem gânduri mari pentru Călăraș, avem gânduri mari pentru călărășeni, avem proiecte. Avem proiecte, vreau să vă spun că până în 2026 avem de implementat în Călăraș undeva la 72 de milioane de euro. Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate? Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.